Vremea se va răci accentuat, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va prezenta înnorări accentuate îndeosebi în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Pe arii restrânse, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări temporare, care la rafală vor depăși 55-60 de km pe oră, izolat chiar 70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade de Celsius, iar cele minime între 3 și 5 grade. De o zi rece și cu vreme instabilă au avut parte astăzi și locuitorii municipiului Zalău. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 14 grade, iar minima prognozată pentru această noapte va fi de 4 grade Celsius. Vremea se menține la fel de rece mâine și în cele patru orașe din Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă nu va trece de 14 grade, iar noaptea minimă va indica 1 grad Celsius. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele se vor opri la 13 grade Celsius, iar minima va coborî până la 0 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde temperatura maximă se va opri la 12 grade Celsius, iar noaptea temperaturile minime vor coborî până la 0 grade. Vremea nu se îmbunătățește nici în următoarele zile. Miercuri, maxima va atinge 14 grade în timpul zilei, iar noaptea minima termică va scădea la 2 grade. În cursul zilei de joi, meteorologii anunță vreme asemănătoare. Maxima termică va atinge 17 grade ziua, iar minima se va opri în jurul valorii de 4 grade Celsius.